Dragilor, vreau să vă arăt acum ce mi-am mai cumpărat în ultima jumătate de an, mai bine de jumătate de an, cred, în materie de genți și încălțări. Sunt mai multe lucruri, unele deja nu mai au cutii, dar o să le iau pe rând și o să vă povestesc despre ele pentru că nu am apucat să o fac până acum. Și încep cu aceste cisme UGG care nu sunt purtate. A trecut de mult timpul pentru ele, dar vi le arăt abia acum pentru că nu am mai apucat să vă prezint ceea ce am mai cumpărat. Sunt cumpărate de pe About You. Sunt foarte, foarte frumoase, dar nu mi sunt bune. Nu le-am returnat pentru că îi vor fi bune lui Beatrice în această iarnă. Eu am piciorul mai gros și nu intră pe aici. Așa că le-am probat pentru ea, sunt bune. Ea are piciorul mult mai subțire și prin urmare am decis să nu le returnez pentru că sunt foarte frumoase și chiar mi-ar fi părut rău. Așa că o să aibă cisme, cel puțin o pereche în această iarnă. Am mai cumpărat o pereche de botine, acestea albe, foarte drăguțe, nici pe ele nu am apucat să le port în această primăvară. Le-am luat la un preț foarte, foarte bun, de pe About You de asemenea. Cred că am dat vreo 145 de lei pe ele, pentru că am prins și o extra reducere. Din când în când ei activează niște coduri de reducere suplimentară și am profitat. Așa încât mi-am luat frumusețile astea de botine. Foarte tare îmi plac. Sunt super mișto și foarte confortabile. Și ca să termin cu About You, mi-am luat și această pereche de papuci, care îmi place la nebunie. Sunt extrem de frumoși și de confortabili. I-am probat doar prin casă, dar îmi plac maxim și mi se par atât de potriviți de vară cu rochii albe, pentru că am o mulțime de rochii albe, sunt superbi. Tot de pe About You i-am comandat și pe aceștia și au avut un preț modic, chiar nu mai rețin, jur de 90 de lei, cred. Foarte convenabil. De pe ASOS am comandat minunăția aceasta de sandale de la Steve Madden. Cred că undeva în ianuarie le-am luat, pentru că din februarie n-am mai făcut nicio comandă pe ASOS. Mi-a fost teamă cu pandemia, cu nebuniile, mă rog, și între timp am găsit eu alte variante mai profitabile și n-am mai comandat, dar sunt absolut superbe, superbe. N-am avut ocazia, evident, să le port. Dar o astfel de pereche de sandale în garderobă nu strică să ai niciodată. Așa că omul inspirat își face iarna car și vara sanie, cum spuneau bătrânii, nu? Eu îmi iau iarna sandale. Și tot de pe ASOS sunt și acestea de la Ted Baker. Acestea. Minunatele acestea argintii sunt absolut superbe. Îmi plac maxim. Da, păcat că nu prea avem unde să mergem în perioada asta, dar e bine să avem sandale, că nu se știe niciodată. Îmi plac foarte tare și acestea. Mi se par minunate. Ce spuneți? Le-ați purta? Și pentru că vorbeam de faptul că am găsit o sursă mai convenabilă pentru shopping, vă spun despre Remix, pentru că despre ei este vorba. Nu le fac reclamă, nu am nicio colaborare cu ei. Pot să vă spun că About You, spre exemplu, este un site
cu prețuri foarte mari și care nu îmi place dintr-un punct de vedere. Dacă veți analiza și veți salva un produs care a fost nou introdus, veți constata că are astăzi un preț, mâine, dacă bagă reduceri, are un preț mult mărit, astfel încât la 2 săptămâni după ce produsul a fost introdus în stoc, în urma reducerilor, are preț mai mare decât prețul inițial. Nu merită să cumperi de pe About You decât dacă găsești niște oferte foarte, foarte bune și dacă mai bagă niște discounturi și coduri de extra reducere. Recunosc că nu prea mai cumpăr de la ei. Am avut o perioadă în care am cumpărat destul de mult pentru că au niște branduri foarte interesante care mie îmi plac foarte tare și pe care nu le-am găsit decât acolo. Dar pentru că pe Remix acum găsesc o grămadă de branduri internaționale foarte bune și din sfera de chiar luxury, pot spune, prefer să cumpăr de la ei la un preț absolut decent. Așa a fost și în cazul acestor încălțări sport de la Puma, care sunt în mai multe nuanțe, bleu, auriu, roz gold, un roz, un verde mentă, mai multe nuanțe, dar sunt absolut superbi, superbi acești tenis, să le spun, nu știu. Îmi plac maxim. Și pe lângă aceea, si de față, i-am luat și pe aceștia negri, tot de la Puma, din piele întoarsă, cu broderie și cu o fundă la spate, din satin. Sunt tare, tare frumoși. Undeva la 100 și un pic i-am luat, până în 150 de lei, o pereche, pentru că au foarte multe discounturi, au discounturi zilnice, foarte, foarte bune prețuri. Nu le fac nici lor reclamă, dar vă spun că poate sunteți interesați de o sursă de produse foarte frumoase și, mă rog, pe toate gusturile acum, ce să zic. Și tot de pe Remix mi-am cumpărat această pereche de papuci cu toc de la Gucci. Îmi place genul ăsta de papuc, sanda, mă rog, fără bretea în spate, cum vreți să-i spuneți voi. Mai am ceva similar de la un brand italienesc de foarte mulți ani, cred că, nu știu, cred că au 15 ani. Nu le-am mai purtat pentru că a trecut moda, dar chiar o să mă duc să le caut, să vă arăt prin comparație. Da, nu-i găsesc acum, sunt undeva în dressing foarte sus puși și nu mai am acum chef să mă duc după scară și să caut cutia, să o dau jos. Dar când voi face această operațiune, o să vi arăt prin comparație, pentru că, într-adevăr, moda este ciclică și revine foarte ușor un model care s-a purtat acum, nu știu, 15 ani. Aceea sunt fucsia cu galben. Foarte frumoși au fost la viața lor și cred că deja aș putea să-i port din nou. Pentru că se pare că revin sau au revenit în modă. Și tot de pe Remix am aceste superbități de sandale de la Ted Baker. Sunt absolut încântată de ele, le-am și purtat deja. Sunt extrem de confortabile și foarte frumoase. Tocul ăsta gros de 7 cm le asigură un confort extraordinar și ele au avut un preț foarte bun. Găsiți lucruri extraordinar de mișto pe Remix, doar că trebuie să fiți pe fază atunci când bagă ei marfă, pentru că produsele sunt, mă rog, cred că este un singur produs de obicei dintr-un anumit articol. Uneori mai sunt și mărimi diferite. Remix este un magazin care are și haine second hand, doar că eu de obicei, majoritatea, le-am cumpărat doar pe cele din secțiunea outlet. Cred că o singură rochie, dar pentru că nu mi-am dat seama, am cumpărat-o, mi-a plăcut foarte tare și mi-am cumpărat-o. Dar era într-o condiție foarte bună și nu am mai returnat-o, a fost și un preț foarte mic.
Da, deci cam acestea au fost încălțările. Iar acum o să vă arăt ce genți mi-am cumpărat. Nu mi-am cumpărat foarte multe genți. Mi-am cumpărat geanta aceasta de la Furla, de pe Remix, de asemenea. Doar că nu are bareta aceea lungă de prindere. Este doar așa. Dar este din piele, este foarte frumoasă. Cu geanta asta este o poveste, pentru că am văzut-o prima dată și nu am cumpărat-o. Și s-a dat foarte repede, până m-am hotărât eu să o iau, s-a dat. Cineva a luat-o și a returnat-o, probabil, pentru că după vreo 2-3 săptămâni a reapărut pe stoc. Ok, am salvat-o și a doua oară, până a doua zi era din nou deja dată. Dar, dacă a fost să fie a mea, vreau să spun că a revenit pe stoc după vreo încă 3 săptămâni și atunci când am văzut-o din nou pe stoc, am zis, ok, gata, o iau acum direct când o văd, pentru că probabil până mâine nu va mai fi din nou. Așa că am profitat și mi-am luat-o și nu-mi pare rău, este foarte, foarte frumoasă. Și tot de pe Remix mi-am luat și gentuța aceasta de la Parfua, foarte drăguță, de vară, este superbă pentru vară, cu imprimeul acesta cu frunze de palmier, este din material textil, dar foarte ușoară, dar mi se pare absolut perfectă pentru rochile albe de vară, așa că am profitat și mi-am luat-o. Și claciul acesta este tot de la Parfua. Este foarte drăguț, în culori minunate, cu diferite tipuri de paiete, iar pe spate are aceeași corespondență a modelului și culorilor, doar că sunt usături, este cusut cu ață. Foarte drăguț, foarte interesant. Nu mai rețin cât am dat pe ele, dar oricum, undeva la, nu știu, 50-60 de lei, ceva pe acolo. Un preț extraordinar de bun. Ultima și nu cea din urmă este această superbitate de geantă, perfectă pentru vară, de la firma Aldo. Am cumpărat-o de pe About You. Am un singur amendament, are încuietoarea defectă. Îi lipsește ceva aici care să o ajute să se închidă perfect și sper ca soțul meu să reușească să mi-o repare cumva, pentru că n-am returnat-o în ideea că îmi place extrem de mult și era sold out pe toate site-urile pe care m-am uitat. Aceasta a fost singura și pe site-ul lor. Până o să mă hotărăsc eu să o iau, o văzuse mai de mult, dar până să mă hotărăsc să o iau s-a dat. Ulterior a revenit în stoc, probabil cineva a returnat-o din același motiv, pentru că era defectă. Are și această baretă, dar și mânerul acesta din perle. Foarte, foarte frumoasă este. O vedeam în vacanța mea de vară în Zakynthos. Nu știu dacă mai ajungem cu pandemia asta, deci pur și simplu nu știu ce se va întâmpla. Dacă ne mai primesc sau nu grecii, eu intenționez să merg, dar mă rog, o să vedem. Dar geanta oricum e de păstrat pentru orice vară va veni și orice vacanță la mare. E o geantă superbă, perfectă.